Prea cuvioase părinte, prea cucernici părinți, onorat public, onorați cântăreți care au cântat impecabil și toți cei care suntem aici astăzi de față la jumătatea postului. Am urcat Golgota acestor dealuri frumoase. Vedeți aici, munții, neamțuri au tot felul de dealuri frumoase. Și astăzi ne aflăm aici, la dumneavoastră, unde crucea se vede că este și frumoasă și activă. Cât am stat așa în 2-3 minute, am aflat tot istoricul frumos, deci a pagubei, care a fost aici și bisericuța care azi, și dumneavoastră, toți care sunteți aici, ctitori, miluitori, binefăcători și donatori, și ca să vă încurajez, ori de câte ori treceți pe aici, să aruncați cu 50 de lei sau 100 de lei din care ar trebui dați pe un mix sau pe o bere sau pe țigări, am să vă spun o întâmplare chiar cu Sfântul Nicolae și apoi intrăm în tema predicii de astăzi. Undeva într-un schit de munte, un călugăr și doi frați mari, pusnici și nevoitori, trăind doar cu fructe sălbatice, cu pâine uscate, cu legume, i-a prins o iarnă extraordinar de grea, nu ca aceasta care a fost, cu troiene imense, care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte acele troiene cât gardurile? Și a zis așa, dacă nu vin o săptămână, două călători, să aduc o pâine sau să aduc o leacă de zarzavat, cred că nu vom putea continua să viețuim, vom coborî în cetate. După ce vom ajunge în cetate, la primăvară, când e vremea bună, ne vom întoarce și vom relua viața în schid. Pur și simplu dimineața au făcut liturghie din ultima pâine pe care aveau, nu aveau nici prescuri, nu mai aveau. Au jertfit, s-au împărtășit, au lăsat candela aprinsă la Sfântul Nicolae într-un vas mare din metal să ia ceva foc și a zis, Sfinte Nicolae, dacă ai har la Dumnezeu, ține-o aprinsă până ne întoarcem la primăvară. Au încuiat schitul, au tras obloanele pe ferestre la chirii și la biserică, să nu intre vreo fiară să strice ceva, și au luat-o rupând zăpada la vale cu un măgăruș care abia se mai vedea din zăpadă și în urma lor ei cu odoarele, sintele vase ca să aibă cu ce face în liturghie în vale și câteva haine de îmbrăcăminte. La mijlocul drumului un om ca la 50 de ani, cu un sac în spate și de unde mergeți, fraților? Păi coborâm de vale, vai de mine și eu mi-am pus toată nădejdea în voi. Ce s-a întâmplat? Am mortul ăsta și n-are cine să vă îngroape. Vă rog să vă întoarceți neapărat la schip, să-i faceți prohodul, să-i săpați o groapă și să-l îngropați. Așa-i creștinește, unde să-l duc? Starciul care era un evlavios a zis, băi, am ori cu o zi, ori cu două, mergem înapoi. Și omul a spus, nu vă întristați, am 7 pâini, luați-le cu voi. Din 2-3 faceți parastasul, 3-4 mâncați-le voi o zi până vă întoarceți înapoi. Au ajuns în schid, din una a făcut liturghie, l-a prohodit pe mort, i-a făcut stârpi, rânduiala voluntării, au săpat cu târnăcoapile în pământul care de-o palmă era înghețat și apoi verde și-au pus mort acolo, l-au învelit cu niște lodbe, cum se spune la noi, pod în termen popular la țară, au dat pământul pe el, au făcut a doua zi din nou o liturghie pentru el, și l-au prohodit din nou și au făcut trisaghion și a zis, acum plecăm la vale. Pe la jumătatea drumului se întâlnesc din nou cu același om care spune, vai de mine și de mine, mi-e și rușine să vă mai spun. Ce s-a întâmplat, omule? Am uitat un act foarte important. Hramul acelui schid era Sfântul Nicolae, ca să știți de ce are treabă cu Sfântul Nicolae. În haina mortului l-a pierd. Și așa nu-i pământul înghețat. Dacă n-am actul ăla, fac și pușcărie. Dacă n-am actul ăla, îmi pierd și casa, și copiii, și nevasta. Hai, mă, că nu-i atât. Dacă n-am înghețat pământul, hai să-l dezgropăm și-i luăm și altul. S-au întors înapoi la schid, au dezgropat mortul și când fereau lodbile, s-au zis, zang, 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 măi, ce-o fi asta? Când au ridicat capacul la sicriu, în locul mortului era un sac cu bani de aur și o scrisoare. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor mili. V-am încercat credința. Nu era vorba de niciun mort. Am vrut să văd dacă în sufletul vostru există milă. Și pentru că am găsit milă, v-am dat bani să trăiți cât v-a dăinui schitul. Semnează Sfântul Nicolae, ocrotitorul schitului. Așa că de câte ori veți trece aici, aruncați cu un bănuț pentru pictură și ce să mai faci, că rămâna lui Dumnezeu, preotul nu ia nimic cu el în groapă, nici că pleacă,
ca înaintea lui Sfânt Nicolae, când o să cereți ceva, să priviți cu încredere și cu nădejde fetele și băieții valitiști, copilașii mici, daruri și cadouri făcucei, și mai mult decât atât, păstrător al dreptei credințe, ocrotitor al dreptei credințe, ierarh al blândeților, care a câștigat cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Deci, zic eu că am fost destul de explicit la rugămintea mea față de dumneavoastră în locul ăsta așa frumos. M-am mirat că bisericuța e micuță și frumoasă, dar m-am mirat că sunt mai mulți credincioși decât ar încăpea în biserică, deși am înțeles că aici sfatul are vreo 25 de case. Probabil că și celelalte case din împrejurări sunt tot familia mare de aici. Și ne întoarcem la ceea ce numim noi astăzi, vârful postului, sau se mai spune Duminica Cruci. O să mă întrebați de ce se cheamă Duminica Cruci. Dacă ne aducem aminte, în mijlocul raiului, era un pom care se numea pomul vieții și din care Adam și Eva mâncam fiecare zi. Erau veșnici, fără boală, nemuritori, înțelepți și prieteni cu Dumnezeu. În ziua că n-au mai mâncat din acel pom, a venit și căderea. Iată-ne noi pe pământ, în împărăția lui Adam și a Evei, pe care am dobândit-o prin ascultarea lor. Timp, spațiu, măsură, vreme, moarte, scurtime de viață, scurtime de zile. Acel pom din mijlocul vieții, că prin lemn a venit căderea, prin lemn a venit ridicarea, este astăzi lemnul din a cărei sămânță Lot a udat și a scos lemnul din care s-a făcut lemnul crucii lui Hristos. A dus sămânța din rai de îngeri și pusă în gura strămoșilor la încolțit. Dacă o să mergeți vreodată la Ierusalim și o să vedeți Biserica Sfintei Cruci, o să vedeți acolo acea frumoasă taina lemnului cruci. Părintele Nicodim Mândiță, care era băcăoan de aici, din zona aceasta credincioasă nemțeană băcăoană, are în cartea Drumul Crucii sau Sfânta Cruce sau Puterea Sfintei Cruci toate aceste explicații. Acum noi punem crucea în mijlocul postului ca și cum ar sta în mijlocul Golgotei. Dumneavoastră să vă întrebați de ce a trebuit Iisus, sau așa spun câteodată și necreștinii ăia neo, care sunt adventiști, baptiști, pentecostali, nu avem noi treabă cu doctrina lor, dar ei spun așa, că dacă Hristos nu s-ar fi răstihnit pe cruce, noi ce-am fi cinstiți? Pistolul, funia, arcul, stăgeata, toporul, barda. Hristos a știut pe ce se răstihnește pe de când era cuvântul Tatălui din veci. Dacă să vă aduceți aminte, că primul semn al crucii este binecuvântarea lui Avram cu mâinile cruciși pe capul lui Isaac. Este binecuvântarea lui Isaac pe capul lui, Iacov, că Isaac a luat linte și a plecat. De ce vă spun lucrul ăsta? Moise, când a despicat Marea Roșie, a dat cruciș. De ce vă spun lucrul ăsta? Că Moise în pustie, când mureau oameni, a pus un stâlp și un șarpe de aramă gol pe dinăuntru, ca lumea să vadă șarpele și să vede cele mușcături de șerpilor din pustie. Ce este șarpele? Puterea înțelepciunii și cuvântul lui Dumnezeu. De aceea arhiereu are doi șerpi la cârjă, nu ca să fie rău, ci ca să fie înțelept. Mergem mai departe și căutăm semnificația crucii acolo unde Iisus se smerește pe sine. Și o să vă fac un tablou mai puțin obișnuit, al lui Luca, ține de Evanghelia lui, că după ce l-au obișnuit, după ce i-au pus cumul de despin, după ce i-au pus lamidă, i-au dat și o cruce grea în spate și îi strigau, bucură-te împăratul iudeilor. Iisus ia acea cruce și pleacă prin cetatea Ierusalimului, care atunci era mică și nesemnificativă, mult teren din cetatea Ierusalimului era în afară cetății, l-a îngrădit Soliman ca să ia polul de aur pentru creștinii veniți la închinare. Și în cele din urmă pleacă spre drumul Golgotei, în cele 13 stații, cum spunem noi, sau opriri. În timp ce Iisus duce crucea în spate, ca un înțelept tată de fii răzvrătiți și căzuți, știe că iau nevoie de acest lemn ca să ridice păcatele lumii. Bucură-te, Mielul Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii. Izbăvește-ne sau miluiește-ne pe noi, Mielul Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii. Dacă suntem atenți,
vedem că la un moment dat Iisus, ca om, îngenunchează, sau aș folosi un termen puțin mai modern, simulează că a scăpat crucea. Să induplece pe romani, nu cumva să ia crucea, ci din contra să-i facă mai mult, să-i o pună în spate și povara să fie și mai grea, ca păcatul să fie șters definitiv. Și romanii, într-adevăr, mușcă momeala, înțelepciune dumnezești, și îl pun pe Simon din Cirene să-l ajute să ducă crucea, nu s-o repede. Suntem în momentul acesta între doi oameni și o cruce. Iisus Hristos, Fiul omului, ați fost atenți, Fiul omului, ce spune Pilat, iată omul, și Simon din Cirene, simbolul omului temător de Dumnezeu. Acel Simon Cirene puteți fi oricare din dumneavoastră, pentru că de asta sunteți în biserică, de asta faceți semnul crucii, de asta vă rugați, de asta vă împărtășiți, de asta iubiți pe Dumnezeu, de asta păstrați credința, de aceasta botezați copiii, de aceasta citiți ceaslovul, psaltirea, fiindcă vreți să fiți al lui Dumnezeu. Simon ia crucea cu multe evlavie și o simte foarte ușoară. Și merge cu Iisus mai departe pe drumul crucii. Și la un moment dat Iisus obosește și mai pune o dată palma în pământ. Mai mult se induplece pe romani că această cruce e povara potrivită să iasă din cap că El e Fiul lui Dumnezeu. În momentul de față ne aflăm în fața Sfântului Mormânt. Excludeți biserica, excludeți bisericuța mică, Sfântul Mormânt propriu-zis, excludeți Golgota, sus unde-i răstignirea, și închipuiți-vă un deal gol din piață. Iisus cade la pământ cu crucea lângă El, dar în căderea Lui, dacă o să priviți icoanele răstignirii, când Iisus stă căzut la pământ, și vă recomand, fiindcă sunteți din zonă Agapia și Grigorescu, să-L vedeți pe Iisus răsturnat lângă cruce, dar cu o mână atingând crucea. Adică, nici o clipă păcatele lumii n-au fost slobozite din darul Dumnezeu, din mâna Fiului. Și o să mă întrebați de ce vă spun lucrul ăsta. Dintr-un lucru simplu. Eu vreau ca din toți câți mi-a dat Tatăl să nu pierd pe niciun. Toți să se mântuiască. Toți să vină la cunoștința adevărului. Toți să fie desăvârșiți. Toți să fiți sfinți pe cum Tatăl vostru cel din cer, sfânt este. Și aceasta e adevărata viață veșnică. Ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Romanii trec la etapa a doua. Îl iau pe Iisus, îl întind ei pe cruce, îi întind mâinile până trosnesc oasele din încheieturile, adică se dizlocă încheieturile și îi bat piroanele. De ce? Ca nu cumva crucea să nu-l țină și să-și dea drumul. Îi bat și cuile, dacă ne uităm la romano-catolici un singur cuile, dacă ne uităm la ortodoxi și două, noi spunem că sunt patru, că așa găsește Sfânta Elena, și îi bate în fiecare picior pe de o cruce, iar cu al cincilea cui bate tăblița, evreiește, latinește și grecește, Iisus Hristos, Regele Iudeilor. Și în clipa următoare urmează ceva care nu mai ține de noi. Între cer și între pământ, mântuirea lumii, dar care nu o face Domnul singur, ci o împlinesc chiar cei de alt neam, păgânii. Leagă crucea în funii cu cel răstignit pe ea și o ridică în picioare. O bagă în loc unde trebuie să fie înfit de la Golgota, loc pregătit de dinainte. Mântuirea e făcută în mijlocul pământului. Și în clipa aceea, ce ar fi trebuit să auzim noi la cruce? Aplauze din partea celor care l-au răstignit și au putut face jocul sinedriului, acel proces nedrept și ușor mizerabil. Bucurie din partea romanilor care și-au îndeplinit misiunea și-au stârpit gălăcia și zgomotul și neînțelegerile din Israel. Și nu se aude nici una, nici alta. Se aude
un cuvânt pe care dumneavoastră îl omiteți din Sfânta Scriptură, Iisus în răni, cu spini, bătut, chinuit, plin de sânge, spune așa în psalm. Și s-au împuțit rănile mele. Deci în căldura aceea, tumefierea de sânge și loviturile toate bubuiau de infecție. El nu se îngrijește de sine, ci spune cel mai mare lucru. Tată, săvârșitul s-a. Ce înseamnă acest săvârșitul s-a? Am răstihnit păcatele lumii de la Adam cel vechi, care moare din neascultare, până la Adam cel nou, care ia toate păcatele asupra lui și le spală și curăță neamul maestru. Care este următoarea expresie pe care o găsim în Scriptură? Tot n-a fost niciodată atenți. De ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Cum ai mântuit pe alții, mântuiește-te și pe tine. Dă-te jos de pe cruce. Dă-te jos de pe cruce. Dă-te jos de pe cruce. De ce? Dracii n-au înțeles niciodată, până în clipa în care nu s-a spus cuvântul săvârșitul, că ai Fiul lui Dumnezeu. Deci ce au făcut dracii? I-au întărâtat pe oamenii păgâni și pe cei necredincioși să ajute la împlinirea mântuirii lumii prin pironirea lui Iisus pe cruce, că singur nu s-ar fi putut pironi, și la punerea lui între cer și pământ. Cum stătea șarpele cel gol de aramă, în aer, pe un stâlp, și lumea se închina lui. Care sunt următoarele elemente? Soarele s-a ascuns, întuneric pe față la tot pământul, catapeteasma s-a rupt în două, luna s-a înroșit ca sângele, și ce făceau cei de lângă cruce? Cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat omul acesta este nevinovat. Încep să recunoască taina mântuirii. Deci ce este crucea? Bucură-te, sceptrul împăraților credincioși, Constantin și sterile pe cer, în formă de cruce, sceptrul și toate harnașamentele cailor cu cruci pe ele, îl bate pe Licinius și Maxențiu la podul vulturului și întregește Imperiul Roman. Apoi, înălțarea Sfintei Cruci prin împărăteasa Elena și prin Metodie, parcă așa îi spune Patriarhului, și în cele din urmă, Iracle, care o ia de la Pers și o înalță din nou în tot pământul, se numește înălțarea Sfintei Cruci, pe la 600 și ceva, și nu în cele din urmă, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta e dat-o nouă, că se cutremură, drace, și se îngrozesc a căuta la puterea ei, că morții ai sculat și moartea ai surpat pentru aceasta, ne închinăm crucii tale și în vieri. Am cântat astăzi, că ne-am închinat. Crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Vierea ta o lăudăm și o slăvim. Afară de tine pe altul nu știm numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfinte Învierii lui Hristos, că aceasta ne mântuie pe noi. Ce spune Iisus Hristos în Evanghelia de azi? Că de acum știți de ce vorbim despre cruce. Devoiește cineva. Uite cât s-a zvăit astăzi să veniți la cruce. Toată această mulțime de moldoveni frumoși și sănătoși, nemțeni, munteni, de aici din țara curată, pădurii și aerului proaspăt, au venit azi într-un număr nesocotit, peste capacitatea bisericuței lor, exact ca și la Capernaum, când n-au avut unde să faci bolnavul și a trebuit să spargă acoperișul, pentru că nu se putea ajunge la Iisus. Iată că ați umplut biserica să cinstiți și să arătați ce valoare are Sfânta Cruce. Numai că pe lângă această de bună voie, noi trebuie să trecem la etapa a doua, asta e cea mai greuță. Lepădarea sinelui. Ce e acest sine? Toată lumea se preocupă de acest sine. Dacă-s mândru, e un sine. Dacă-s lacum, e un sine. Dacă-s orgolios, e un sine. Dacă fac orice rău, e un sine. Și ca să simplific, să nu vă obosesc.
de la iubirea de sine până la lepădarea de sine, tot al aia întunericului și locale 6, înseamnă numai sine. Iubire de sine, slavă de șartă, mândrie, încăpățânare, înfumurare, înălțare minții și așa mai departe. Iisus, ca să putem atinge această cruce pe care a atins-o și a dus-o El, ne arată că trebuie aruncat sinele de la noi. Deci când vii la Dumnezeu, trebuie să fii blând și smerit cu inima. Așa veți afla odihnă sufletelor voastre. Învățați că jugul meu e bun și povara mea ușoară este, spune Hristos. Și acum vă întreb eu pe dumneavoastră ca idee. Când purtăm crucea la gât, o purtăm doar ca bijutirie? Nu, cu credință. Când punem crucea la mormântul părinților, o punem de frumusețe? Nu, din credință. Când ne facem seara cruce sau la slujbă, de ce o facem? Din mândrie? Nu, din credință. Deci ceea ce înseamnă că sinele nostru este perfect convins că noi nu putem trăi fără cruce. Dar avem trei metode de a sui pe cruce. Prima metodă este actul mucenicesc de a primi botezul, se botează robul Dumnezeu, roaba Dumnezeu, nici nu știe că e gălușcă mică, în numele Tatălui Amin, a Fiului Amin și a Sfântului Duh Amin. Și apoi îl peceprim cu mare mir, în metat și a Fiului și a Sfântului pecerea Harului Duhului Sfânt și nu în cele de urmă îl cumenicăm tot prin puterea Harului Duhului Sfânt, sfințind Sfintele Taine în chipul crucii. Dar când ne suim din convingere pe cruce, o facem prin trei mari acte personale. Revenire în sine, dacă am greșit ceva și suntem cumva într-un derapaj, venim la adevăr, primim dezlegarea de la duhovnic cu puterea ce mi-este dată în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și tot în același mod primim și împărtășania la sfârșitul liturghiei după ce ne-am spovedit și toată crucea lui Hristos este cu noi și noi în El și El în noi. Eu sunt pâinea cea vie, dacă mâncă cineva din pâinea aceasta, e viu în veac, și cine mănâncă din pâinea aceasta, nici nu vine la judecată, nici s-a mutat din moarte la viață. Deci, avem trei șanse. Să nu-L vedem pe Hristos judecător și Tată, să nu-L vedem pe Hristos drept și blând și bun, să nu-L vedem pe Hristos judecător aspru, ci părinte drept și iubitor de oameni. Așa spunem în Ecfoniție. Acum ne mai cere Iisus Hristos că atunci când venim după El să avem și crucea personală. La crucea personală avem câteva deviații care nu țin de dumnezeire și țin de omenire. Partea rațională a lucrurilor ne învață că atunci când vii la biserică trebuie să-ți fie bine. Uite că sunt oameni care merg la biserică și le este rău. Și El spune. Domnule, de când am luat calea credinței, mă duc la vale, nu știu ce se întâmplă, toate merg pe dos. Cine ar fi cel care te dă jos de pe cruce? Același diavol de la Golgota care este strigat lui Hristos, dă-te jos de pe cruce. Aici, dacă în mod rațional puteți percepe vitenia Lui și nu vă lepădați de cruce și de lucrarea ei, ați biruit totul. Deci dacă puteți depăși momentul critic, a trecut și Marele Cuvios Siloan prin acea lepădare și necredință, acum vorbea cu Dumnezeu din icoană cum vorbim noi și acum spunea că nu există Dumnezeu. Chimea să-i rășbă la coală. Deci dacă am depășit momentul acesta critic în care noi să luăm răul ca binele și binele ca rău, și asta modelul absolut îl avem pe Iov, Iov nu s-a temut să stea pe groapa de gunoi 7 ani. Dar când i s-a părut că Dumnezeu nu-L aude, a intervenit direct. Domne, ce faci? Dormi? Și-a părut Dumnezeu. Ce-i Iov? Ridică-te, încinge-te și să stăm de vorbă. Și-a căzut lepra de pe el. Și s-a făcut Iov om sănătos cum era înainte. Vedeți ce taină. N-avem noi credința aceea să cadă lepra de pe noi. A căzut de pe împăratul Constantin, că la bătezat Evsevie și cu Sfântul Silvestru, Papa Romei, când l-a băgat în apa botezului și a apărut raza de lumină. Dar avem puterea să înțelegem că oricât de mult am pierde, Evanghelia de azi, dacă am pierdut sufletul, nimic n-am dobândit.
Poți să ai un petitul de proprietate tot orașul Piatra Neamț, dacă mori, nu-i atât. E Dumnezeu. Dacă tu trăiești la ai pe Dumnezeu, ai și toată Piatra Neamț. Așa și aici. Dacă n-am pierdut credința, am câștigat totul. Dar dacă am pierdut credința, poți să câștigăm totul, că n-avem nimic. De ce? Fără de mine nu puteți face nimic. Cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Dar cel ce păzește poruncile mele, dacă el mă ascultă, eu vin cu tatăl meu și ne facem la el locaș. Și el intru noi și noi intru el. Mergem mai departe și spunem așa. Cel ce vrea să-și cruțe sufletul va pierde. Cum adică să-mi cruț sufletul? Păi nu postesc să nu slăbesc, nu postesc să fac servici, nu postesc că mă îmbolnăvesc, nu mă rog că n-am timp, nu merg la biserică că n-am timp, asta înseamnă cruțarea de sine. Dar cel ce își pierde sufletul pentru mine și Evanghelia mea, acela va mântui. Și aici întotdeauna am dat un singur exemplu și sigur aveți și dumneavoastră în satul dumneavoastră. Acele bătrânele de 80 și 90 de ani care au stat la talpa bisericii, că a fost comunist, că a fost democrație, cu firicelul de busuioc, cu prescura sub soară, cu lumânărica sub soară, cu pomenicul cu văile în el, cu sticluța cu aghiazmă, securistul stă la poarta bisericii să vadă cine este, cine pleacă, ei dădea bună dimineața și intra în biserică și stătea cu preotul la liturghie și ăla amuțea, nu putea să-i spună, ba, trece acasă că noi nu credem în Dumnezeu. Ce ar fi spus muica dacă i-ar fi făcut treaba asta? Măi, băieți, măi, dai dracu în tine, nu ești botezat, tu nu bate de Dumnezeu. Adică ar fi reacționat într-un mod firesc. Dar politețea lui de securist, când vedea chipul obosit a unei femei credincioase, știa că ea e icoana pământească a țăranului credincios și perfect, prietenul lui Dumnezeu, de aia Iisus rei la ei. Așa că să învățăm din acest raționament al lumii că noi, într-un sat fără biserică, suntem pierduți, într-o casă fără Dumnezeu suntem pierduți, într-o țară fără Dumnezeu suntem pierduți, într-o lume fără Dumnezeu suntem pierduți și într-o minte fără Dumnezeu suntem stupizi sau ridicoli. Cel din tâi dar care îi se pune omului la naștere este sufletul și ala-i numai de la Dumnezeu. De-aia el se răzvrătește. De-aia te mustră sufletul, de-aia te mustră cugetul, de-aia te mustră inima. De-aia se usucă inima. Asta, de-aia se usucă sufletul și moare când are pe Dumnezeu. Și de-aia ateii sfârșesc în trei metode. Unu. Chinuiți, munciți, răzvrătiți sau pe patul de moarte spun, sau pe patul de moarte spun, adă totuși un preot. De ce? Psalmistul David ne arată un singur lucru. Scoate din temniță sufletul meu să se mărturisească numele Tău, Doamne. L-ați cunoscut pe Părintele Cleop. Avea povestioara cu drumul sufletului. Și atunci când sufletul iese din om și se pune lângă om și stă cele trei zile, lui e greață de trupul în care a stat. De ce? Pentru că el primește din nou natura divină strălucitoare și vede trupul cu toate mizeriile lui. Poate vi s-a întâmplat să mergeți la o mormântare și să vedeți un trup în descompunere care miroase urât. Ce fac oamenii? Fie că acoperă capacul, fie că pun mai multă tămâie, fie că îl promodesc în o gradă. Ei, suma acestor mirosuri, de la milioanele de trupuri care n-au pe Dumnezeu, toate miroase la un loc în iad. Și acela e mirosul cel nesuferit al iadului. Tartarul, ghiena, putoarea și vermele neadormit. Ușa pocăinței. Citiți cartea aceasta că e cea mai ziditoare de suflet. În momentul însă când sufletul strălucește,
trupul primește puteri divine. Și vă dau un singur exemplu. Ați auzit de Macare Alexandrinu. Este Macare Egipteanu, cel bătrân din pustie, și Macare Alexandrinu, celălalt. Sunt doi Macare. Unul din ei era stăpân pe oști, de călugări. Și cu 9 zile înainte de a muri, când respira, respirația lui mirosea a mir și a tămâie, iar un heruvim din cer a stat lângă patul lui și îl povățea ce să le spună călugărilor până la plecarea din viață, ca mănăstirea să nu se pustiască. Iată ce înseamnă să te sui pe crucea lui Dumnezeu, cu crucea ta, și ce înseamnă să guști din crucea lui Dumnezeu cu puterea ta. Căci cel ce-și pierde sufletul pentru mine și Evanghelia, cel îl va mântui. Și cine se va rușina de mine în lumea aceasta, și eu mă voi rușina de el când voi fi cu Tatăl meu în slavă cu Sfinții Îngeri. Deci vedeți ce taină? Deci noi nu-L putem lepăda pe Dumnezeu sub absolut nicio formă, pentru că tot cu El ne întâlnim. Și dacă vrem și dacă nu vrem, în clipa în care se decide plecarea noastră în dreapta sau în stânga, noi nu știm ce suntem, oi sau capre, știe Dumnezeu, noi trebuie să ne întâlnim neapărat cu Hristos, stăpânul vieții și al morții. Clar să fie. De aceea, în finalul Evangheliei spune așa, ați văzut astăzi, cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea Tatălui pentru el când voi fi cu Sfinții Îngeri. Azi ați mărturisit crezul Tatăl nostru cuvinte cu adevărat, ați mărturisit împărtășindu-vă și ați văzut cât de mulți au fost de frumos. Ceea ce arată că Dumnezeu este cu noi. Ce spun preoții la altar înainte de a sfinți Sfântul Trup? Hristos în mijlocul nostru, și noi răspundem unul către celălalt. Este și va fi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Deci Hristos nu poate lipsi niciodată. Și acum, după ce am trecut de crucea rațională, trecem la crucile personale. Cea mai grea, repet, cea mai grea și a nevoie de dus este crucea căsătoriei. Eu când vin un tineră și spune, mi-am găsit o fată și măsori, spun, băiete, slavă ție cât ai putut răstihni în viața de familie. De ce? În viața de familie nu e ușor. Biserica le citește în ziua comuniei foarte frumos și spune, să-i unești într-un gând, să-i pui într-un trup, să gândească la fel, să mănânce la fel, să simtă la fel, să se iubească la fel și să trăiască la fel. Nu e așa întotdeauna. Ia ca dai peste o fată bună sau o fată care nu-i bună, dai peste un băiat care e bun sau care nu-i bun. Și deja începi să simți crucea. Cele mai multe cruci în viața noastră în care o trăim, în această cruce a căsătoriei, se sfârșesc dureros. Biserica aici a trebuit să facă cele mai mari eforturi și cele mai mari supraeforturi să putem scoate, e părerea mea personală și vă împărtășesc și dumneavoastră, un manual de familie. La ora de religie. Că crezul și Tatăl nostru l-a învățat oricine. Dar ce înseamnă manualul de familie? El poate să cuprindă îndatoririle concrete a unui tată, atât materiale, cât spirituale, cât duhovnicești, cât intelectuale, cât sentimentale, cât obligativitate juridică și civică. Și aș începe manualul cu aceasta, cu înțelepciunea lui Solomon. Nu-i tată cel ce procrează un copil, că aici nu-i mare efort, e doar plăcere și lipsă de minte. Și tată este cel care îl crește și îl educă frumos și îl dă societății un produs finit sănătos. De aceea, nu spun eu, băbuțele mai bătrâne mă pot confirma, sfatul babelor credincioase sau partidul juridic al satului îți spune, nu lua fata aia că nu-i din ea bun, nu lua băiatul ăla că nu-i din ea bun, tu știi cine e măsa ștațul, știi ce e bunicul, știi cine e străbunicul, adică te duci pe genă, ca în cartea de biologie, și vezi ce e dominant și recesiv, băutura sau munca, curvăria sau familia. Și atunci, evident, că acest manual de educație civică
învățat de la clasa 8 înainte, cu atenție, și predat până la clasa 12-a, scoate din băiatul terminat bacalaureatul sau din studentul din anul 1 sau 2 de școală, bărbatul responsabil care atunci când prinde o fată, nu doar să culcă cu ea, ci învață ce responsabilități are dacă este tată. Pentru că un tată are multiple responsabilități. Iar fata, tot în aceeași carte de cod etic de familie sau cartea civică a familiei, trebuie să știe că sunt trei lucruri mari și grele în această cruce a familiei. Cu cine faci copii? Pentru că noi nu suntem la zootehnie și avem număr sau cantitate sau șepter. Vedeți, se tot bate langa vorba. Vai, nu mai naștem copii. Hai să-i naștem și să umplem cu ei maternitățile, bă, astea cum se numesc, de copii, plasamentele, înfierile și lăsați aiurea. Nu. Eu cresc atâția copii și nasc atâția copii cât îmi permite demnitatea mea bărbătească și de părinte să-i scot la liman sănătoși, frumoși, educați, luminați și de folos societății. Adică nu-i bogat nici cine a făcut 10 și n-au din ce trăi sau nu sunt educați, nu-i sărat nici cel care a făcut 2 și i-a crescut cum trebuie. Sau chiar dacă ai făcut 2 și nu i-ai crescut cum trebuie, tot rău ai făcut. De ce? În codul etic al familiei avem un cuvânt care spune la Sfântul David prorocul că mai degrabă va uita mama pe fiul său decât eu te voi uita pe tine, Doamne. Deci dacă n-ai voie să-L uiți pe Dumnezeu și ceva categoric, cu atât mai mult în calitate de mamă sau de tată, tu nu poți să-ți uiți copilul în tramvai. Nu spun, am spus așa la modul finuț. Deci eu nu judec o mamă care l-a lăsat în maternitate. Cinste ei că l-a născut. Dar e necinste ei că copilul ăla nu se bucură de două brațe de iubire. Poate să-l ia oricine, să-l înfieze oricine. Dragoste se găsește oriunde. Dar dragostea de mamă nu poate fi înlocuită cu nimic. E ca lumina ochilor. Poți să-ți pui ochi de sticlă, dar nu vezi cu el. Poți să-ți corectezi vederea, dar nu vezi cum trebuie. Ochii tăi naturali, ăia e lumina cea adevărată. Și atunci, aceste două manuale de etică a familiei, dacă biserica se implică și le bagă în studiu școlar, la ora de religie, noi vom avea băieți buni și fete bune. Și o să mă întrebați pe ce m-am bazat când am susținut acest lucru. Noi ieri sau altă ieri am sărbătorit praznicul Bunei Vestiri a Maicii Domnului. Ce știm noi despre templul lui Solomon? Că avea mai multe nivele. Jos stăteau văduvele care curățeau, spălau, îngrijeau, făceau treabă la templu. Și o să mă întrebați ce puteau să facă la templu. Închipuiți-vă câteva sute de arderi de tot pe zi de animale mei și viței, cât sânge, grăsime și miros era acolo și trebuia spălat în căldura Ierusalimului ca ce borhot de stomac de animale sau ce carne împuțită și sfârâită putea să miroase. Ia aflați că acolo mirosea doar curat. Aceste femei erau mucenice, sclipea templu. La camera de jos stăteau nazireii, feciorii biologici apți de făcut copii. Învățau legea, învățau Tora, învățau scriptura Vechiului Testament, cele 5 cărți ale lui Moise, Pentateuhul. Și la vârsta de 30 de ani, când erau copți la minte și la trup și sămânța lor era vrednică de a fi tați, se duceau la următorul etaj, unde era camera fecioarelor și femeile roditoare care veneau la timpul femesc, la fertilitate, treceau de pubertate și intrau în maturitate având ciclu endocrin, deci produceau corp ovule și puteau fi mame, luau de acolo soții, tot învățate cu legea, cu rânduiala, cu disciplina și făceau familie. De aceea, în Vechiul Testament, erau trei rușini. Să curvești, care la noi ortodoxi și o demnitate. Dacă are feciorul 100 de găgiți și găgică 100 de băieți, aia e tare. Bă, tu știi ce mișto e aia, e modelul.
E model pentru fete tinere ca să intre dracul de sânări până la 13-14 ani în camera aici să o învețe prostii, să uite pe filmulețe, pe mizerii și să spurce sufletul și minte. Așa ceva nu vedea în Vechiul Testament. Vedeți de ce trebuie să ne suim pe crucea căsătoriei, atenți? Eu nu vă spun asta spre mustrare, să nu-mi cruntați din minte, să gândiți, bă, nici popa asta n-are ce vorbi. Eu pot să vă vorbesc și altceva. Dar trebuie să știți că din acele familii binecuvântate a dăinuit 5508 ani poporului Israel să se poată naște această prea curată fecioară și să se întrupeze El, Iisus Hristos, căreia noi azi ne închinăm. Dacă lumea ar fi fost dezmățată și destrăbălată, s-ar fi întâmplat aceleași nenorociri care le-am citit în Sfânta Scriptură ca pedeapsa asupra Sodomei și Gomorei. Pun punct și nu mai insist pe asta. Acest manual ar trebui să mai aibă în el motivația părinților în actul de alegere al fiilor. Vedeți, băieții, pentru că sunt mai mămoși, întotdeauna nora nu va fi bună, pentru că mama își vede prințul în felul ei și când nora îl cucerește și îl bagă în pat, el nu se mai uită la mama, se uită la nora, la fiina, el va nevastă sa. Și ea spune, mi l-a vrăjit, nu ți l-a vrăjit, ți l-a luat, este soțul ei. Trebuie să înțelegi că de acolo vor ieși copii și o nouă familie și tu trebuie să te dăruiești total ca copilul tău să fie fericit, nepoții tăi să fie fericiți, nora ta să fie fericită și să fiți o familie unită, să nu apară ce uriciunea divorțului care era rușine la Dumnezeu. Nu exista așa ceva. În Vechiul Testament nu lăsai femeia când vrei tu afară de pricina de desfrânare, spune Moise în Cartea Legii. Iar la tați, pentru că ei sunt mai, fetele sunt cu tații, ele sunt mai tătoase, la fel încep tații să spun, nu, tată, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun. Nu te băga, lasă-o să vezi ce sentimente are, lasă-o să-l aleagă, dă-i sfatul care îi se cuvine și fii un tată exemplar și ajută-o și sfătuiește-o și pe ginere ca pe copilul tău și pe fică ca pe fică ta, ca să fie bine. Și dacă este bine, am ales frumos crucea familiei și am trecut peste ea. E grea. Dacă ne uităm la raportul de divorțuri, la copii abandonați, ați văzut că ieri sau altă ieri a fost un marș de viață. În sine și scopul din el nu e rău. Avortul nu este o virtute. Noi l-am condamnat pe jupân Nicolae al nostru Ceaușescu și l-am omorât acum vreo 30 de ani, pentru că era tiran. Dar uite că acest tiran a lăsat câteva milioane de copii în România, poate și printre dumneavoastră unii puteau să nu fie, dar fiindcă a fost această lege, ne-am născut și noi de creței și am văzut lumina soarelui și iată am dus această țară cu bune, cu rele, timp de 30 de ani, că noi suntem cei care o cărăm în spate la ora actuală, cei 6 milioane de creței, care am stat și am făcut schimburi de zi, de noapte, industrie, agricultură, socialism, străzi, trenuri, blocuri, bine, că nu mai sunt ale noastre acelea. Și totuși el va lua plată la Dumnezeu pentru acest mare dar al nașterii de fii, pentru că a creat grădinițe, școli și infrastructura intelectuală și dacă vă aduceți aminte, liceul profesional, școala de meserii, facultatea, toate erau cu o bună rânduială. Și uităm de acum de crucea familiei despre care am vorbit și intrăm la crucea văduviei, altă nenorocire care nu ține de noi. Rămân mame cu copii mici, rămân tați cu copii mici și, dacă ne uităm bine în urmă și ne aducem aminte de primul și al doilea război mondial, întotdeauna putem lăcrima și zice așa, cine-o fi fost aceea Catinca, că de ei pe toți îi cheamă Catincăi? Cine-o fi fost aia Maria, că toți sunt Samarii? Cine-o fi fost aia Ioanii, că pe toți îi cheamă după Ioana, Ioanii? Femei care au luptat cu greu și și-au scris numele în viața satului, în viața bisericii, în viața civică, în viața de istorie, în viața de familie. Și-au dat doctori, ingineri, oameni grei, oameni de calitate și i-au crescut cu poala, cu văcuța, cu oița, cu căprița, cu grădina, cu ouă, cu blânda, cu fructul, cu borșul, cu mămăliga. Și-au ajuns oameni mari. Dar dacă ne uităm în Vechiul Testament, la poala templului creșteau văduvele. La ușa bisericii trebuie să crească văduvele. Prescurerea asta.
cea care face curat, cea care pune florile, cea care e cu pangarul, cea care spală veșmintele, cea care șterge geamurile, cea care îngrijește mormintele. Părintele trebuie să aibă această armată de văduve curate, care nu trebuie să stea la matrimoniale, că viața lor s-au stins ca romflorit și s-au uscat. De acum trăiește în ele virtutea Duhului Sfânt, când vă plictisiți îmi ziceți că eu mă opresc. Trebuie să trăiască în ele virtutea Duhului Sfânt și ele să fie modele, spune Tit în epistolă, pentru cele tinere. Pentru copii, pentru copile, pentru nepoți, pentru nepoate. Deci în momentul în care bunicile sunt adevărate bunici, noi avem preoți în biserică, avem călugări și maici în mănăstiri, avem slujitori buni, cântăreți buni, seminariști buni, teologi buni. De ce? Că îl întreb, măi, dar cum te gândiți la teologie? M-a crescut bunica și era o femeie credincioasă. Vezi ce interesant? Ioan Iacu. Bunica, Dumnezeu s-o ierte, mi-a semănat de timpuriu un suflet roadele credinței și rodul lor mă ține viu. Deci, vedeți ce interesant? Această cruce a văduviei, spun canoanele bisericii, că permite căsătoria a doua sau a treia, depinde când a murit soțul și în ce formă, numai dacă e spre curățenie și într-ajutorare. Deci, dacă văduva e tânără, poate să ridice fia, dacă este trecută de 50 de ani, spune dronă în canoane și milaș, să se căsătorească, dar să stea în curățenie, să nu-și bată joc de trupul ei, să nu-l bată jocorească. Și după ce am trecut și de aceasta, cea mai grea cruce este crucea fecioriei. Aici trebuie să ciulim un pic urechea, pentru că această cruce vine din leagănul mamei. Copilașul și fetița care se nasc feciorelnici, pudici, inocenți, rușinoși, curați, îmbujorați, cu bun simț, cu bună educație și cu bună credință. Dacă spui ceva la un copilaș mic, el se înroșește tot și se rușinează. Aceea este prezența îngerească din el și se numește feciorie. În momentul când noi învățăm copilașii de mititei să se îmbrace iurea, să se scălâmbă iurea, să danseze iurea, să facă mișcări lascive, să aibă comportamente urâte, le denaturăm starea feciorească a minții. Aici mamele trebuie să fie atente și să fie cu prudență, pentru că corect și adevărat este ca o fetiță până la clasa 8-a și un băiat până la clasa 8-a să fie permanent spovedit și împărtășit la biserică de 8 și de duminică. Cu postul de miercurea și vinerea, dacă e mai mărișor și poate posti 2-3 zile foarte bine, iar dacă nu poate, măcar luni miercurea și vinerea să primească duminica Sfintele Taine. Și acest rod va fi un viitor sănătos al societății. Noi românii nu ne-am putea plânge încă de nenorociri. 2% avem încă de raieri. 2%, atât. E mare lucru, dar nu e nici mic lucru. De ce? Noi românii nu ne comparăm cu alte țări care n-au biserici. Nu ne comparăm cu alte țări care n-au preoți. Nu ne comparăm cu alte țări care n-au seminare sau facultăți de teologie. Noi avem în jur de 12 facultăți de teologie și 40 de seminarii. Deci vă dați seama câți tineri de-ai noștri cunosc legea? Slavă lui Dumnezeu! Dar pe lângă această cunoaștere a legii, avem nevoie de aprofundarea sensului spiritual ce înseamnă feciorie. Și vă dau textul de la Ioan Gură de Aur, ca să nu vă obosesc, că vă dau mai plimbați pe un picior pe altul și cred că vorbesc eu mult. 1. Fericit patul neîntinat și nunta nespurcată, că Dumnezeu pe acestea le-a blagoslovit. Și o să mă întrebați ce e asta? Sunt cei 10, 20, 30% dintre tineri care odată ce s-au căsătorit la căsătoria întâia, nu s-au mai despărțit niciodată și vin și spun, părinte, facem nunta de 50 de ani, de 60 de ani, de 25 de ani, de 70 de ani. Am prins și cea de 70 de ani de diamant. Doi moșneci frumos în 96 de ani, foarte fain. De ce vă spun lucrul ăsta? Nu există o mucenicie mai mare ca soțul și soția să se iubească o viață întreagă la fel ca în prima zi să nu se despartă niciodată. Tocmai asta e rodul ortodoxiei pure și a fecioriei pure. Și ultima treaptă, monahismul sau celibatul sau viața duhovnicească
când aici nu te cheamă nimeni cu sila, nu te poftește nimeni de bunăvoie, nu vii adus cu lanțul sau legat în cătușe, dar odată intrat în această disciplină, nu te poți suca cu Duhul Sfânt. Adică, dacă bei, n-ai ce căuta în mănăstire dacă ești fumător, n-ai ce căuta în mănăstire dacă ești curvar, n-ai ce căuta în mănăstire și dacă ești responsabil sufletește, n-ai ce căuta în mănăstire. Adică mănăstirea nu e un refugiu. Poate unii din dumneavoastră aveți acel vechi concept. Ei, săracul, n-o fi putut face copii și s-a dus la mănăstire. Vă spune oricine știe să fac copii, nu-i școală. Călugăria este o căutare lăuntrică, mai adâncă, asemuită cu dragostea dintre doi tineri. Nu le întreb pe Doamne că ele s-au veșteșit, întreb tineretul. Ții drag o fată, îi scrii 100 de mesaje pe zi, îi spui de 10.000 de ori love, îți trimite emoticoane și spune că te iubește. Asta este rugăciunea îndrăgostiților. Rugăciunea monahului este tocmai invers. Cu cât îl iubește mai mult pe Dumnezeu, cu atât ai trimite. Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, miliește-mi păcătosul. Maica Domnului, te iubesc. Doamne Iisuse, mi-e drag de tine, ai grijă de sufletul meu. Asta este rugăciunea călugărului sau călugăriței îndrăgostită de Dumnezeu sau îndrăgostită de Dumnezeu. La această cale nu vin toți, sunt rari. Unul la 100, poate unul și la 1000, poate unul și la 2000, dar mai sunt. Dacă mergem aici la dumneavoastră în zona nemțeană, care e zonă super credincioasă, găsim Văraticul și Agapea, care sunt două perle ale Moldovei. Se știe și în Occident de aceste mari centre monahale care sunt faima Europei prin cultura creștină păstrată încă de la Vornicul Moțoc și păstrată de la Ștefan cel Mare și de la Alexandru cel Bun avem Bistrița cu Sfânta Ana, bănesc că știți de ce vorbesc. Și mă refer până la monahism autentic de astăzi când avem la mănăstire și doctor, și profesor, și aitiști, și inginer, și polițiști, și magistrați, și orice. Deci călugărul nu mai este un analfabet care n-a avut ce mânca acasă și s-a trezit la mănăstire. Călugărul este un om care este cotidian cu tot ce este în lume, numai că se detașează puțin de lume și se axează mai mult pe Dumnezeu, așa cum dumneavoastră, fiind căsătoriți, vă axați pe familie. Am vorbit de toate crucile, și ultima și cea mai grea am lăsat-o la urmă și se numește crucea încercărilor dumnezeiești și personale. Dumnezeiești, când Dumnezeu ne dă vreo palmă, nu știm pentru ce. Moare un copil de tânăr, un accident groaznic, un infart, o catastrofă, ceva ce nu putem suporta. Și omul deodată se schimbă din om necredincios și devine foarte credincios. Acelea sunt încercări personale, greu de dus. Eu îi spuneam odată cuiva când e bolnav, să aibă răbdare. Bă, și când m-a luat într-o zi o tăiere peste șeven, văd, n-am să mai zic niciodată cuiva ai răbdare când e bolnav, pentru că am văzut ce înseamnă să te doară. Deci cine poate depăși cu grijă crucea suferințelor personale și a încercărilor la Dumnezeu e mai mare ca mucenici. N-o spun eu, Paisiolar, Sfântul de la Sfântul. Dar mai sunt cruci pe care ni le dă Dumnezeu pentru păcatele noastre. Cel mai greu pedepsit păcat este păcatul pruncucidirii, nu vreau să lovesc în femei, scuze, încerc de pe acum. În sensul că orice puiuț mort scos din pântece cu forța este copilul unei mame îndurerate care este în doliu și ea nu vede. Vedeți că moare mama, tata, soacra, sora, soțul, te îmbraci în negru. Și când faci o întrerupere, tot în negru trebuie să te îmbraci. De ce? Că s-a umplit o viață. Care 30 și care 3 săptămâni, el tot viață este. De aceea fugiți de acest păcat așa cum fuge diavolul de tămâie. Cum fuge întunericul de lumină, cum fuge lemnul de foc. Deci, ăsta e cel mai condamnabil păcat. Doi, păcatul desfrânării, spune Apostolul Pavel. Trupul vostru e templul Duhului Sfânt. Cine băci ciocorește acest templu, eu mă voi judeca cu el. Și cine strică acest templu și eu îl voi strica cu el. Vai de cel ce va cădea în judecată Dumnezeu, cel viu. Mare atenție! Adică,
Ești bărbat frumos și viril? Ia-ți soție. Ești fată frumoasă și fierbinte? Ia-ți soț. Fă copii. Culcă-te cu el, ai dreptul. Nu te leagă nimeni, n-ai niciun canon, nici o opreliște. Dar nu păcătui. Mai vine câte o doamnă din asta așa, mai șugubață și ca să îmi mărturisească greșeală, mai acum va glumind. Părinte, să știți că am stricat casa cu ziua, zic, dar ce lucrați la demolări? Și zicea, a, nu, părinte, nu, m-ați înțeles greșit, m-am culcat cu bărbat căsătorit, să nu mai facem viața ta niciodată, că lacrimile celei femei praf te fac. Și înțelege, să îndreaptă. Deci feriți-vă de acest păcat, pentru că desfrânarea înseamnă foc din cer. Și ultimul și cel mai greu păcat, pentru care Dumnezeu nu ne iartă niciodată, este hula și păcatul evidenției divine. Să nu crezi în Dumnezeu, să negi existența lui Dumnezeu, să-ți bați joc de legea lui Dumnezeu, să batjocorești legea lui Dumnezeu, să ignori legea lui Dumnezeu, să jignești măreția lui Dumnezeu. Am văzut odată niște copii prostuți, să nu pot să despre altfel. Au făcut, cum fac ei cu spray-ul, pe o troiță, toată au murdărit-o cu tot felul de chestii obscene. Dumnezeu nu scade în valoare sau în duc sau în intensitate, tot el rămâne. Indiferent, dacă tu piși o troiță, ea nu s-a spurcat, nici tu nu te-ai sfințit. Deci ai făcut un act de batjocură la adresa Dumnezeu și lucrul acela se plătește mai devreme sau mai târziu. Feriți-vă de aceste cruci, că sunt cele mai grele. Este proverbul ăla popular, dacă te pocnește Dumnezeu, îți țiuie urechile. Ia, gândiți-vă un pic bine, că eu am auzit printre bătrâne, spunând așa, părinte, nu știam când e o vreme îmi ții urechile. Nu e la pocneală Dumnezeu. E o boală dăunătoare la ureche. Trebuie să iei betasier, că îți face rău la auz și n-auz. Ei, în schimb că l-ai mâniat pe Dumnezeu, praf te face. Pe cât e de bun, de bun și de milostiv, pe atât e de drept și de aspru. El spune așa, nu lua numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Să-ți iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată simțirea ta ca pe tine însuți. Și închei prin a vă ruga altceva. Tot crucea de astăzi ne roagă să ne iubim pe noi înșine. Deci dacă n-ai grijă de sănătatea ta, nu ești cu Dumnezeu? Dacă îți bați joc de viața ta, nu ești cu Dumnezeu? Dacă îți distrugi familia ta, nu ești cu Dumnezeu? Dacă n-ai grijă de copiii tăi, nu ești cu Dumnezeu? Dacă n-ai grijă de soția ta sau de soțul tău, nu ești cu Dumnezeu? Știți cum spun femeile credincioase? De bărbat mă las, dar de biserică niciodată. Nici de unul nu te lași, nici de altul. Dumnezeu te-a cununat, tu l-ai ales, Duhul Sfânt v-a unit, jertfa ta în biserică v-a legat, și femeia credincioasă mândrește bărbatul păcătos și bărbatul credincios pe femeia păcătoasă. Pomul vieții pe care îl punem pe casă, pe fântână, pe graj, la gât, în casă și oriunde semnul Sfintei Cruci. Închei prea vă spune că puterea crucii este atât de mare încât diavolii nu se ating de om. Un om care a băut la crâșmă bine, atât de mult a avut, încât dracul l-a condus și l-a băgat într-un loc pustiu. Și a zis diavolul, pe ăsta îl pierd, în noaptea asta îl fac să se sinucide, să se agațe. Omul, mut de beat, ținea minte de la mămuca lui, că în momentul în care te însemn cu semnul crucii, nimic rău nu se prinde de tine. Și pentru că era atât de beat, muci, că nu mai știa ce-i cu el, făcea cruci în aer, așa tot, peste tot, tot făcea cruci în jurul lui. La miezul nopții, dracul cel parșiv care îl luase de la crâșmă să-l piardă, s-a dus și a adus oarda de dragi să-l batjocorească. Și a spus, hai să ne năpustim asupra lui, să-i întunecăm mintea să se sinucidă. Și cum veneau dracii la el, parcă se făcea scurt circuit și s-ardeau și se întorceau înapoi. Au încercat odată, de două, de trei, și au zis, bă, ceva nu e regulă cu ăsta. Ce-o fi având de ăsta, că doar bețivii nu moșteresc în Împărăția lui Dumnezeu. Ăștia s-a noștri. Și a zis, dușă-l chiar pe tartul cel bătrân. L-a dus pe întunecimea sa, pe cel mai mare, pe Lucifer, și a zis, stăpâne, lămurește-ne ce-i cu bețivul ăsta, vrem să-l sinucidem, să-l facem să moară, să-i rog, și nu putem. Vine să săilă cel bătrân și întinde așa un deget și deodată arc electric, nu bați să atingă. Și a zis, vai de mine, dar proști sunteți, hai iar că cântă cocoșii ăsta, e tot însemnat cu semnul crucii. Voi vedeți ce e în jurul lui? Cum îi laserul când te duci la muzee de mare artă și se pune când treci în linie să declanșezi alarma,
Așa era el tot însemnat cu semnul crucii și n-avea putere să se apropie de el. Deci oriunde mergeți, în tren, la masă, în avion, la câmp, la țară, oriunde, faceți o cruce mare cu limba, cu mâna. Cum vreți dumneavoastră? Că niciodată nu se va atinge de voi ceva rău și nimic de moarte nu vă va vătăma. Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta ai dat-o nouă. Că se înfricoșează și se cutremură, căutați spre puterea ei, că morții a sculat și moartea a surpat. Pentru aceasta ne închinăm Sfintei Învierii și Îngropării tale. Amin și Doamne ajută! O singură rugăminte la Sfinția voastră mai avem. Vedem acum că în aceste vremuri, mai ales la taina spovedanii, întâlnim tot mai mulți oameni înfricoșați, care sunt cuprinși de frică. 7-8 cuvințele pentru toți noi aceștia, în aceste vremuri în care frica, iată că a pus stăpânire peste mintea omului și omul nu se mai roagă, nu mai vine la biserică. O să vă dau 3 răspunsuri. Fricoșii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Ați auzit, da? Din Scripturi. 2. De vă veți ruga, de moarte de veți bea, nu vă veți vătăma, peste șerp și peste balauri pentru cei ce cred, le voi da putere să calce, dar ei să cânte cu credință. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme ce va face mie diavolii sau oamenii. Tu cu noi ești Domn, Stăpânitor, Părinte al Diavolului, ce va să fie. Ca să nu vă fie frică, vă întreb un singur lucru. Nu mă aparține mie, Părintele Arsenie Papacioc, duhovnicul de la Dunăre. Ce se întâmplă cu omul la Sfântul Botez? Primește pe Hristos în inimă. Dacă Hristos e în inima noastră, cine ne poate ataca din afară? Poate vă temeți, eu n-am nimic împotrivă, de o bombă, de un cartuș, de o armă nucleară. Dar eu întreb altceva. Dacă scrie în Evanghelie că un fir de păr nu se mișcă din capul omului fără voia lui Dumnezeu, ați putea crede că în satul dumneavoastră poate ajunge o bombă dacă nu e scris în Cartea Vieții Dumnezeu că trebuie să ajungă pe aici? Niciodată. Am să vă povestesc o întâmplare simplă, povestită de un om care a fost pe front, artilerist și tunar de mâna întâi. Mă duceam cu soldații, cu ortaci, cum spuneau ei, la Tatra. Mergeam cu frontul spre Ungaria. Și aveam un capitan foarte bun lunetist și mereu îi spuneam de fiecare dată, bă, nu mai trage în cap la om, că e păcat, acolo e creierul, i-a pus Dumnezeu mintea. Omoară-și tu, trage în trup, trage undeva. Bă, mie îmi place când îi sar creierul așa și se împrăștie, zice, cum sparge bulgurul de zăpadă. Și îmi povestește că odată un proiectil, de unde a venit Dumnezeu știe, cu așa viteză a trecut proiectilul, că el, cum era în fața plutonului, i-a luat capul. Capul a mers vreo 3-4 metri într-un lateral cu bomba aia unde a explodat și trupul a mai mers încă 10 pași fără cap și apoi s-a prăbușit. Și moșul meu, care este tata lui tata, a spus așa: atunci mi-am adus aminte că Dumnezeu nu-ți face altceva decât ce faci tu altora. Deci n-aveți de ce vă teme. Dacă n-ați ucis în viața voastră, nici Dumnezeu nu vă ucide. Dacă n-ați urât în viața voastră, nici Dumnezeu nu vă urăște. Și dacă n-ați făcut rău, niciodată Dumnezeu nu face rău. Nu vă faceți griji de 7. Ajunge zile în cazul ei, aruncă spre Domnul grija ta, că El te va hrăni. Și mai spune în psalmi: fie, Doamne, mila ta spre noi, atâta cât am nădăjduit cu noi întru tine. Cât de bun e Dumnezeu cu cei drept sta inimă. Dar, tot în psaltire, spune, poate nu vă place psaltirea, dar mie îmi place că eu mai citesc. Spune așa: nu va da toia păcătosului să lovească în soarta dreptului, dar dreptul să nu facă fără de lege. Dacă tu ești curat, aia te teme. Deci, înarmați-vă cu împărate ceresc, cu rugăciunea minții. Moșul meu a făcut 3 ani de front, a fost și la Cotul Domnului, l-a prins când s-a spart frontul, a stat și 7 ani în Donbass, unde am să bani nebuni ăștia acolo și să omoară între ei, și a venit și acasă și a crescut și 8 copii, cu o cărticică de rugăciuni în casă cu chipul Maicii Domnului, care a purtat-o în veston toată lupta, 3 ani de zile. Și s-a întors sănătos de pe front, după 3 ani de front și 7 de prizonierat. Așa că lăsați-vă în seama lui Dumnezeu, nu vă luați după lucruri mărunte.
Preacuvioasă Părinte Calistrat, mulțumim din suflet pentru acest cuvânt de încărcătură. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și părintelui mulțumesc și că m-a invitat. În numele întregii parohii vă oferim această icoană. Ierusalimitisa se numește. Și ultima minune pe care a făcut-o, când a plouat odată tare la Ierusalim, a ieșit din carcasa ei, s-a suit pe podul bisericii, nu s-a udat, și când au scos călugări apa și au golit de acolo, căutau icoana și nu o vedea. Și a stat lipită de tavan, s-a suit și a luat-o de acolo și a pus-o la loc. Deci este făcătoare de câteva secunde. Știm cu toți, iubiți credincioși, faptul acesta că sufletul unui preot este parohia lui și sufletul parohiei este preotul. Dar spunea un părinte că și sufletul preotului este preoteasa. De ce amintesc lucrul acesta? Că chiar mâine e ziua preotesei și cu acest prelej spune la mulți ani și am vrut să-i fac un tort. Și cânteam la mulți ani toți. Și doamna preoteasa a refuzat tortul și a spus că îi facem un tort părintelui Calistrat cu chipul blând al părintelui și cu un porumbel. Da, și pace și liniște. Să vă spun ce facem. Îl luăm afară, îl împărțim și dăm la toți copilașii că eu am diabet și nu gust dulce. Chipul icoanei Sfinte. Da. Sfinții voastre este prezent. Da. Să-i cântăm cu anii preotese la mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăim. Fie viața numai lumină, ca în lumină să dai duit, într-o credință și mântuire, la mulți ani să trăim. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăim. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți. Vă mulțumim mult. Și îl mai rugăm pe părintele, că părintele este foarte căutat, știți cu toții, în întreaga țară, la nivel de patriarhie. Și slavă Domnului că din încredințarea părintelui nostru mitropolit, părintele poate vine la noi în protopopia. Ați venit pentru prima dată astăzi ca să țineți un cuvânt de învățătură, dar este doar începutul, că să fim sănătoși. Să dea Dumnezeu.